Bună, eu sunt Albert. Bună și bine v-am regăsit la un nou video. De când am mai spus lucrul ăsta? Bine, trecând peste daily vlogul de joi, care am văzut că v-a plăcut cât de cât. Pentru că da, am vrut ca primul video după asta să fie de vlogul acela, cu multă distracție, să vedeți ea, să mă vedeți ce mă îmbălăceam acolo și sper că v-a plăcut foarte mult. Am încercat mai multe chestii atunci, ați văzut că am încercat și să filmez un timelapse. Prima imagine aia de la de vlog a fost un timelapse filmat, a durat vreo 13 minute filmarea, dar bineînțeles că eu am editat-o și am făcut-o în câteva secunde și am scris acolo de vlog, nu știu ce. Dar acesta vreau să fie un video în care să vă explic de ce am lipsit. Nu am un caz anume, pur și simplu am lipsit din lipsa timpului mai mult și mai mulți factori care au generat lipsa. Înainte să încep să bălăvrăgesc, avem și acum un day vlog în filmare, filmez cu camera aici, sunt cu laptopul și am și telefonul care filmează, pentru că filmez și un day vlog în paralel. Și da, am zis că să fiu mai vesel, chiar dacă voi nu vedeți chestiile astea, pentru că da, eu am un tricou foarte frumos, cu fructe, nu știu ce, brățările, am una cu holiday și una cu adventure, dar în primul rând am lipsit aproximativ 2 luni, cu toate că anul acesta nu prea am postat, adică am destul de puține clipuri față de câte trebuia să am dacă aș fi postat de 2 ori pe săptămână. Asta înseamnă că am 8 clipuri pe lună și suntem deja în luna 6, deci trebuie să fie mai multe clipuri. Dar da, sper că măcar acum să revin și vara asta vreau să fac multe chestii interesante pentru voi. Am spus și la începutul vlogului pe care cred că voi să-l vedeți săptămâna viitoare, la momentul la care filmez eu clipul ăsta, că vreau să vă pregătesc ceva special, dar încă nu o să vă spun, deoarece vreau să fiu sigur că pot face chestia și că o pot duce până la capăt. Va fi vorba de ceva super special care va suplini cumva absența asta mea de pe YouTube, dar vom vedea la momentul respectiv dacă până atunci mă voi pune toate chestiile cap la cap și voi face ceva beton. Până atunci, am lipsit 2 luni. În aceste 2 luni pot să spun că mi-a fost foarte dor să filmez din nou, să fiu aici cu camera, cu laptopul îmbrăcat frumos cu un tricou din ăsta drăguț și să vă bălăvrăgesc aici diverse lucruri. Așa, am adus camera puțin mai jos pentru ca să mă vedeți mai mult pe mine și nu pe reții sau tavanul. Să mă vedeți un pic din tricoul ăsta. Îmi place foarte mult tricoul ăsta. Este cu fructe, cu frunze, tare, toate minunile pe aici. Ca să mă vedeți așa mai bine, că probabil v-au fost și vor dor de mine, nu știu exact. Dar revenind la ceea ce spuneam, mi-a fost foarte dor să filmez și să fiu aici din nou în fața voastră și chiar să editez, pentru că am schimbat și programul de editare, dar asta va apărea în daily vlogul de joi, schimbarea asta, și vă voi detalia mai multe în daily vlogul, care sper să iasă bine. Mi-a fost foarte dor să fiu aici, să fac clipuri drăguțe pentru voi, chiar mi-ați lipsit foarte mult. Dar, în primul rând, am lipsit din cauza lipsei de timp, pentru că, chiar dacă am avut vacanță de o lună, am avut teme și nu am stat chiar degeaba, plus că cald, așa să zic, nu prea a fost. Adică astăzi eu filmez sâmbătă, este soare și e frumos afară, doar că mâine am înțeles că iar încep ploile și mă enervează foarte mult chestia asta, pentru că săptămâna trecută, marți, miercuri și joi, eram la vale și făceam baie și astăzi am fost și am filmat un daily vlog cam cum arată vale la momentul acesta. Este cacao cu lapte, adică este foarte murdară și foarte mare. A fost și mai mare decât am arătat un daily vlog, că bine, am mai inserat și niște cadre. Și da, asta cu lipsa luminei și lipsa luminii și ploile astea care pur și simplu mi-a dat o stare foarte rea, așa, și nu. Adică atunci când este soare și frumos și lumină și vedeți pe acolo raze, nu știu ce, minuni, atunci chiar da, chiar am chestia să filmez, să vă arăt, nu știu ce, pe acolo, să vă lăprăgesc, nu știu ce, așa fericit cum sunt acum cu tricourile mele. Și fiind atât de urât afară, oarecum nu
am avut acel chef spre a filma și probabil din acest motiv nu prea am filmat. Și altă chestie, nu știu dacă ar fi, n-a fost o cauză, n-a fost amândouă nicio tragedie, pur și simplu n-am avut acea stare bună pe care cred că am acum, sper, din zâmbetul meu larg de pe față și care acum a revenit. Sper. Sper să nu mai am aceste absențe. Chiar vreau să reiau din nou YouTube-ul și să mă întorc aici, să fiu joi și duminica acolo, să fiu pentru voi. Daily vlogurile probabil vor veni cândva joi, iar clipurile acestea în care pur și simplu stau și vă vorbesc, probabil vor veni cândva duminică. Daily vlogurile vor fi filmate cu o săptămână înainte sau cel puțin cu câteva zile înainte, deci dacă eu postez joi un daily vlog, înseamnă că el a fost filmat cândva pe săptămâna trecută și când voi posta eu daily vlogul joi, atunci va fi normal filmat alt daily vlog, dacă înțelegeți ce vreau să spun, și aceste clipuri statice, nu știu exact, vor fi filmate, poate chiar așa, sâmbătă cu o zi înainte. Dar da, v-am zis, n-am avut un motiv foarte grav sau ceva pentru care nu l-am lăsit, pur și simplu lumina care n-am mai avut-o și lipsa timpului, cred că au fost factorii care au generat această lipsă, dar sper că voi reveni din nou și sper că totul va fi bine. Chiar am crescut destul de mult în abonați, chiar dacă am lipsit eu puțin, adică la momentul de față când filmez eu acest videoclip, am 532 de abonați și sunt foarte fericit și vă mulțumesc foarte mult. Știți că scopul meu pentru anul ăsta a fost să ating suma de 600 de abonați, care sper că se va întâmpla, dar pentru a atinge acea sumă va trebui să fiu aici pentru voi, trup și suflet, cu clipuri interesante, cu sâmbătul până la urechi și să vă arăt mult mai multe lucruri din viața. Cam aici ne oprim, mult mai multe chestii interesante cred că va veni pe vlogul, pe daily vlogul de pe joi de săptămâna viitoare și duminica viitoare, nu știu exact ce clip static va fi, dar oricum vreau să vin cu ceva interesant, nu știu, poate ceva cu niște haine sau ceva de genul acesta, care sper să iasă mult mai interesant. Deci cam aici s-a terminat și videoclipul. Eu vă mulțumesc mult, mult de tot pentru vizionare. Like de-o a plăcut, subscribe să facem 600. Iar noi ne revedem data viitoare, însă în joi, sper eu, cu un daily vlog care este filmat. Uite, acolo este telefonul și da. Deci, pa!